Consiliul Județean Călăraș a organizat în data de 14 septembrie, începând cu ora 10, în Parcul Dumbrava Călăraș, cea de-a 6-a ediție a Festivalului Dunării Călărășene. Principalul obiectiv al evenimentului l-a reprezentat promovarea pescuitului ca și mod de relaxare și petrecerea timpului liber de-a lungul brațului Borcea, principala atracție naturală a județului Călăraș. Participanții au putut degusta preparate culinare pe bază de pește, iar cei mici s-au înscris la concursul de desene Dunărea Călărășeană prin ochi de copil. Formațiile locale de dans popular și câțiva interpreți călărășeni au susținut momente artistice pe scena Parcului Dumbrava. Julia, ție ți-e somn, Julia! Dar ai desenat frumos, continuă, bravo, o să iei un premiu. Ce copii mai avem aici? Ce copii mai avem aici? Ia uite o fetiță aici care este concentrată tare mult. Bună ziua! Și ce vrei să desenezi? Nici nu știu. Dar oricum ideea este Dunărea prin ochi de copil, da? Cum vezi tu Dunărea. Dunărea știi că este cel de-al doilea fluviu ca mărime din Europa după Volga, știi? Ta geografie și toată deșteaptă. Cred că pe tine te-am văzut și la televizor. Da. Ai spus că te cheamă? Tatinca. Tatinca, leu. Tu ai fost la Mamaia Copilă. A, bravo, măi. Acum și de artistă. O mare artistă în devenire. Dar aș dori să întreb pe ei mai întâi dacă știu, ca și curiozitate, cam câte specii de pește există în lumea asta. Poate să-mi spună cineva? Aveți idee câte specii de pește există în lume? 100! Este foarte bine, sunt 20.000 de specii, dar 200 sunt cele care se pescuiesc, deci avem de unde să alegem pește să mâncăm. Și aș începe așa că peștele este unul dintre alimentele pe care nutriționiștii ne recomandă și atunci când vrem să slăbim și atunci când vrem să găsim alternative sănătoase la carne, când vrem să avem o alimentație echilibrată. Slavă Domnului, ne-am născut pe malul Dunării, deci avem de unde să ne luăm mult pește. Carnea de pește este, de fapt, o sursă excelentă de acizi grași esențiali, omega-3 și omega-6, proteine, vitamine, ca și vitamine A, B12, D și E, minerale, potasiu, fier, iod, fosfor și seleniu. Cantitățile în care aceste substanțe minerale și nutritive se găsesc diferă în funcție de specia de pește pe care o consumăm.